ziua și bine v-am găsit la Prof Online cu exerciții de matematică. Bună ziua și bine ne vedem, așa că bucurie o spunem. Este în glasul tău o bucurie naturală. Abia aștept că te găsi cu profesor Prof Online. Tema pentru acasă, clasa A. A doua, sigur, așa și... A. 26. Casa a doua? Da. Sunteți... A? Păi sunt și amă, da. A, așa ai zis, luat afară. 26. A 10. 2017. Așa. Iată, dragilor. Am eu o problemă. Are el o problemă. Nu să nu te bucuri când auzi că are el o problemă. Cu adevărat, mă duc. Te rog. Într-un hotel sunt camere cu 3 sau 4 paturi. În total 100 de paturi. Stop, eu trebuie să înțeleg. Deci, sunt... Într-un hotel. Da. Sunt camere cu 3 sau 4 paturi. Într-o cameră sunt 3, în altă cameră sunt 4 paturi. Da. Deci, să înțelegem, avem o compoziție de 3 paturi. Camere cu 3-4 și altele cu 4-4, da? Da. Bun. Nu știm câte sunt cu 3, nici nu știm câte sunt cu 4, nu? Da. Nu. Mai dăm informații. În total, 100 de paturi. Total. 104. Câte camere cu 3 paturi și câte... Cu patru pot fi în hotel dacă în fiecare fel sunt cel puțin 10 din fiecare fel. Din fiecare. Adică din fiecare fel, deci din fiecare categorie, da. Din fiecare categorie sunt cel puțin 10 camere, da? Sunt cel puțin 10 camere. 10 camere. Păi dacă e cel puțin într-o cameră, putem să aflăm. Nu, dacă zici cel puțin, poate să fie. Poate să fie 10, 11, 12, 14, 13, 14, 15 camere cu 3, respectiv cu 4. Deci nu, autorul nu ne spune clar, în momentul de față, că ar fi atâtea camere. Maximul și minimul. 400. Deci dacă ar fi toate camerele cu 4. Da, ar fi 400. Deci adică aflăm cât e maximul, 400. Păi stai o secundă, că sunt 100 de paturi. Ai fi șmecherii, dar trebuie să facem... Trebuie să fiu șmecher. Dar eu sunt șmecher. Știu că e șmecher. Și mai șmecher decât tine, nu te găsesc nimeni pe nimeni, eu n-am găsit. Dar fii atent aici, sunt în total paturile adunate. 100. Nu-s camere 100. E o problemă mai șmecheră decât a făcea noi. Hai să vedem că sunt tare curioși și eu aici. Să știi că e pentru prima dată când întâlnesc o problemă de asta. Acum și pe mine m-ai surprins. Puteți să-mi dai și mie un telefon să spui, am o problemă de astea, ca să nu mă fac aici de rușine, s-ar putea să mă fac. Dar nu, te am pe tine și nu. Vezi cum faci. Hai să vedem. Deci măcar 10 camere să punem. Da. Să zici că ar fi 10, cu 3, 4. 3 și 3. Nu? 3 și 3, dă 6 și cu 4. Stai, cum mai repede. Deci dacă ar fi numai 10 cu 3, 4, numai 10 cu 3. Deci, hai să scriu așa. Dacă ar fi 10 camere cu 3, atunci numărul 3 paturi, cu 3 paturi, atunci numărul cât ar fi? Atunci numărul paturilor cât ar fi? Deci, dacă ar fi 10 camere cu 3 paturi, câte paturi ar fi? 30. Așa, atunci am rezultat, avem 3 ori 10 egal cu 30 paturi. Da, 30 de paturi. Dacă ar fi 10 cu
10? Când nu avem voie mai puțin de 10 să ne gândim la camere. Scrie, nu? Cel puțin. Cel puțin, cel puțin. Din fiecare categorie, adică și cu 3 și cu 4. Nu avem voie să luăm mai puțin de 10. Mai mult de 10 putem să ne gândim, dacă nu ne-o da la 100, că trebuie să facem adunarea patrulor. Așadar. Păi ce pot? Atunci dacă ar fi, dacă ar fi, dacă ar fi 10 camere cu 4 paturi, atunci am avea 40 de 4 ori 10 și ar face 40 de 4. În total am avut în pipa asta 30 cu 40 70 de 4. Trebuie să nu-i încă o 30. Mai trebuie 30 până la 100. Deci, mai avem nevoie, nu? Da. Mai aveam 100. Dar 100, 100, 4. Așa cum te spun. Ei! Cum ajung eu să completez 100? Mai întrebesc 30, nu? 30. Deci, din 100, scădem pe 70 și atunci avem 30 de paturi în plus. 30 paturi în plus. Adică să mai completăm, nu sunt plus. Da, nu. 30 de paturi pe care trebuie să le distribuim în alte camere. Ne mai trebuie camere mai multe. Da? Ei, aceste 30 de paturi, în câte camere s-ar putea distribui foarte bine? Nu, că în camera nu mai 3 paturi. 3 și 4. 3 sau 4? Dar trebuie în 3. În alea cu 3 n-ar mai trebui. Câte cu 3 ca să acoperă? Asta e, nu mă calculează. Deci câte camere mi-ar trebui cu 3 ca să pot să le distribui pe aceste 30 de paturi? Dar ne dă 29. De ce 29? 29 și 28. Stai să-ți vede de ce 29 și 28. Pentru că cu 3 nu se poate până la 30. De ce nu se poate? Pentru că 3, 6, 9, 12, 15, 17, 20, 21. 21. Deci 18 și 21. 24, 27, 30. Vezi câte? Adică dintre 3 ori cât se facă 10? 3 ori cât se facă 30? 10. Uite, bă, avem aici 30. Deci încă 10 camere. Ar mai trebui încă 10 camere cu 30. Da. Deci din cauza asta, că avem 34 de distribuit, ele trebuie să fie împărțite, deci ar mai trebui câte? 30. Deci 30, aceste 4 se distribuie în câte camere? În 3. Mai vedem o dată, mai câte camere. Într-o singură cameră cât punem? 3. Și ca să ajung să pun 30, în câte camere trebuie să iau? În 10. Așa. În 10 camere. Deci mai trebuiesc. Hai să spun. Mai trebuie. 10 camere de 10. 10 camere de 3. Da? De 3. 4. Mai trebuie 10 camere de 3, 4. Și atunci, cum noi luasem deja 10 camere cu 3 paturi, mai punem încă 10, câte fac acum? 100! Nu, da, vor face 100 de paturi. Dar câte camere de 3 avem încă? 60! 60 de paturi vor fi, dar câte camere? Câte camere de 3? Pe autorul ne întreba câte sunt de 3 și câte sunt de 4. Pe câte sunt? Am luat noi odată... Câte am luat? 10. Și am mai luat încă 10. Câte camere sunt acum? 10 și 10? 3! Nu, 30! 30. O secundă. 30! 30 ce sunt camere? În total 30 de camere. Dar numai cu ele de 3 paturi. Camerele de 3 paturi vreau. Cele care au 3 paturi. 20! Așa, mă! Că 10 sunt aici care le-am luat noi la început. 10 din coace, deci... 20! Deci, în... Răspuns corect. Răspuns la problemă. 20 camere cu 3. Da? 20 camere sunt cu 3. Și 10 camere așa cu 4.
patru, trei paturi. Și patru paturi. Ei, cât fac în total acum? Hai să vedem dacă să facem proba. Da, facem. 20 ori 3, deci vom face verificarea. Face, avem deja. 20 ori 3, cât face 20 ori 3? 20 ori 3, 60. 60 de paturi, 60 paturi. Iar 10 ori 4, cât face 10 ori 4? 40. 4. Și în total, totalul camerelor, cu paturilor, total, egal 104. Știi ce am făcut noi greșit? Ne-am apucat repede de treabă și de problemă și n-am înțeles-o. Exact. Ne-am dus noi pe un model pe care îl știam noi. Mm-hmm. Dar modelul acela nu corespunde în problema asta. Aceea cu vile, cu totalul camerelor, cu totalul, da, camerelor și nu știu ce. Nu, numărul maxim, numărul minim. E alt model de problemă. Ce spun eu ție? Nu ne ducem după modele de problemă. Suntem deseori puși în situația de a... Nu deseori. Deseori suntem în probleme care seamănă între ele, dar nu sunt după șablonul acela. Așa că, mai reluăm o dată problema ca să o înțelegem. Deci autorul ne-a spus așa. În total sunt 100 de paturi. Da? 100 de paturi. În care am distribuții camere și cu 3 și cu 4. Paturi. Câte sunt cu 3, câte sunt cu 4? Dacă cel puțin 10 sunt de fiecare categorie. Deci noi nu puteam porni în problemă fără să o înțelegem. Așa că, ce înseamnă că cel puțin 10 sunt de fiecare categorie? N-aveam voie să punem 7 sau 8 camere cu 3 sau cu 4. Nu, de la 10 încolo. Minim 10. Da, minim 10, că așa zice problema, dacă așa zice, așa trebuie să o facem. În condițiile în care avem cel puțin 10, să avem cel puțin 10 camere din anumite categorii. Da, te rog să mai vedem un pic problema. Să fie în problemă. Te vreau lângă mine. Ca să pătrundim o problemă. Ești tu șmecher, cum ai spus, dar de la matematică trebuie să fii șmecheria lăsată mai jos. La matematică nu știi cu ce te lovești. Nu știi tu cât e de dificilă. Deci el trebuie să o citim cu atenție. Că șmecheria la tine vine din faptul că ai zis gata, mergi pe modelul acela de înainte. Ori nu. Ai văzut că și eu am fost un pic pus pe gânduri și am spus de ce nu mi-ai spus problema dinainte, că s-ar putea să am greutăți. Așadar, măcar 10 camere de 3 trebuia să pornim și măcar 10 camere de 4. Când am făcut calculul, doar 70 de 4 am întâlnit aici. La sumă 4. Așa că mai aveam încă camere. Încă 30 de 4. 30 de 4 răspândite în camere fie de 3, fie de 4. Și acum noi ne-am gândit 30 de 4, cum s-ar lega, fiindcă am 3, 4 în cameră, și am gândit așa. 3 ori cât să facă 30? 3 ori 10. Nu? 3 ori 10. Dar dacă ar fi fost cu 4, ar fi mers? Dacă eu ți-aș fi zic, 4 ori cât să facă 30? Ai tu la tabla mulțirii 4 ori cât să facă 30? Asta de ce m-ați încercat să faceți? Asta e important. V-ați dus repede 3 ori 10, 30, da. Dar de ce n-am mărit numărul? Da, de ce n-am mărit? 46. 46 făcea 24. Nu? 4 și la 30. Și mă aveam până la 30, dar la 24. Nu mai mergea 3 și cât? Asta, de la 6 ori 4, 24. De la 24 până la 30? Cât mai avea? Am făcut și 4, nu mi-a dat 36. De la 24 la 30, cât mai avea? 4 la 30, da. 6. 6 și? Cele 6? Am putea să le punem. Opa! 2 de 3. 2 de 3. Cred că sunt mai multe variante după. Sigur că da, sigur că da. Ia să vedem. Lasă-mă, ia uite, aici mama face o chestie foarte tare. De ce gândește așa? De ce m-am oprit eu foarte repede, din comoditate m-am oprit foarte repede la acele 30 de
camere, să le distribui deodată la 10 de câte 3. Când mi-a venit ușor. Cea mai simplu. Da? Mi-a venit ușor. Și am dat răspunsul ăsta. 20 de 3 și mi-a făcut 60 și 10 de 4 și au făcut 40 și iată, gata, m-am liniștit. Și iată că asta înseamnă să fim atenți la probleme, să o înțelegem. O zis, de ce v-ați grăbit deodată? Da, n-ați putut... Nu, nu, găsim toate soluțiile. Toate soluțiile. Măcar luăm maximum. De exemplu, v-ați dus cu 3 maxime și cu 4 maxim. Deci, minim 10 am luat, mă obliga da, problema. Da, și alea 30. Minim 10, așa. Și acum, cele 30 trebuie să văd eu cum, care sunt variantele de distribuire. Da. Uite, acum începe problema să fie frumoasă. Din discuția purtată, ce bine când discutăm lucrurile așa cu atenție. Din discuția purtată am înțeles că ar mai fi o variantă în care să mai luăm 6 ori 4, 24. Da, cu cel mai... Și asta înseamnă să luăm 6 de ce, câte 6 camere cu câte 4? Dacă 6 ori 4. Cu 3. Păi 6 ori 4? 6 ori 4? 10. 6 ori 4 face? 24. 24, adică luăm 6, încă 6 cu 4, cu 4 camere. Încă 6 cu 4. El e exact pe modelul. Da, da, nu, el fuge tot timpul la modelul lui. Vreau să te scoți. De-aia ți-am spus, vină lângă mine. Mai vedem o dată problema. Deci, nu e altă metodă. Ci pur și simplu da. Este vorba de toate soluțiile care trebuie să le dăm. Și acum te-aș invita da. Să creștem numărul camerelor cu 4 da. De la 10 de la 10 la 20. Dacă 20 facem, 20 ori 4 ar face 80 de camere. Și 80 de camere nu am cum să mai acopăr pe celelalte 20. Hai să fim șmecheri să creștem doar cu o singură cameră. Adică dacă am crescut aici cu o singură cameră, de la 10 la cât mă duc dacă mă cresc încă o cameră? 10? Ar fi 44. Ar fi 44. Și nu s-ar rămâne cu 30. Și mi-ar rămâne... Și mai adăugăm încă 3? Încă 3 la... La o cameră de aici, facem 21, nu? Nu, deci, nu. Sau scădeam? Încă două. Pentru că 3 și cu 3 fac 6. Da, vede, știi tu, chestia asta mă face pe mine să îmi fac o analiză mai atentă. Deci eu dacă măresc cu 1... De 46. Dacă măresc cu 1 numărul camerelor cu 4... De 44. De 44. 44 înseamnă că am mușcat din 60 un 4. Da. Adică, dacă am mărit o cameră aici, trebuie să scad de aici neapărat o cameră. Dar scad numai o singură... Da, dar nu-mi place așa, că trebuie să fie ceva cu 30 de camere. Așa, ceva cu 34 la 3. 12 camere cu 3. 4. Cu 12 camere da. Cu... 3. Cu 4, ia să vezi cât merge șmecheria. 12 cu 4, cât ajunge? Ia să vedem. 48. Deci da 48, da. Dacă iau 12. Da, și cum dar dacă iau 13, cât fac aici? Hai să facem compoziția asta. 48? Nu, hai zici tu cu 12, să încercăm cu 12 ca să te convingi. Deci dacă iau 12 camere... 52. Mere cu 4, 4... Ești atent, da? Dacă eu 12 camere cu 4 paturi, da. Atunci rezultă că am câte? 44. 40 și? Câți 12? 48. Avem 48 de camere. 48 camere. Și nu știu de aici. Iar aici câte se iau de 3? Dacă am mărit numărul camerelor de aici cu 4, trebuie să scad din numărul camerelor dinainte. Acum cât se iau aici? Dar nu are cum să mulțesc la 100. Deci nu ajung la 100, nu? Simți tu că nu ajung la 100. Hai să pune tu să vezi și să convingi și pe prietenii noștri. Ba, da, putem să ajungem.
Dar dacă mai în cameră la 4. Păi l-am mărit la, de la 10, l-am mărit la 4 și am cu 2. Cu nu, două. Puteți să-l mărit la 13. Vrei la 13? Da. Ia să mă gândesc pe mâna ta. Dacă atunci la 13 camere merg cu 4, câte 4 va avea? Acum mă convine. Ia să văd mai dacă îți convine. Acum ne dă 51. 52. 52 de 4, da? 52 4. Dacă am 52 de 4, din 100 câte am? Din 100 scad pe... 52. Și ne dă 46. Din 52 dacă scad, din 100 dacă scad pe 52? Dă... 46. 48. Ei, 48 trebuie sta dacă se împarte la 3 acum. 48 camere. Dar puteți să dăm la 52 până ne iesă? Nu, păi, nu. Acum voi neapărat pe 48 de asta să vedem în câte 3, câte grupe fac. Ca să văd câte camere au. Într-o cameră cu 3, într-o alta cu 3 și așa tot așa. Ia să văd acum. 48 ori la 3. Bun, am o idee. Zi-mă. 3 ori 10 face 30. Și pe 18 îl despărțim 3, orică să dea 18. Cât? 3 ori? 3 ori? 3 ori 6. 3 ori 6, deci încă 6. Și la 10 mai punem 6. 16 camere. Asta e, mă. 16 camere. Cu câte 3, 4. Foarte tare, foarte tare, foarte tare. 16, o altă variantă. 16 și 13. Și mai avem una. 48 și 4. Nu, nu, cum avem aici discutat. Și mai avem altă metodă. O altă soluție. Altă soluție, mai avem una. Deci o soluție am găsit. 20 și 10. 16 și 3. Și cu 12 e bun cum ați făcut dumneavoastră. E bun? Să încercăm? Da. Ia să văd. 12 camere. 12 camere cu 4. Și ne va da 48. Și atunci rezultă 48 4. Rezultă 48 de 4. Și vedem până la 100 care e diferența. Ca să vedem dacă putem împărți. Până la 100 cât dați? 52. 52, 4. Hei, să vedem la peste să mă împart exact la 3. 3. Da, se împarte. Ia să văd, mă. Păi adăugăm. 30 se împarte, da? Da. Adică 10 le-am. Da. Și până la 52? 22 trebuie să se împarte la 3. Ia 3 ori cât fac 22? Hai să aud. Aoleu. 3 ori cât fac 22? 7 ori 3? 73? 21? Asta e. A picat. Nu mers asta. A început să vă placă, dar soluții mai multe. E o problemă la care am soluții mai multe. Asta e teribil de interesant. Cu 44 nu ar merge, dacă m-aș gândi. Dacă te-ai gândit la? 44. Adică 11 se iau așa? Ne-ar da 56 de camere. 56 cu 3 ar trebui. 56 ar trebui cu 3, da. Acum, 30. Ia să vedem. La 3? 26 diferența, nu? De la 30 la 5. Și 26, 3 ori cât fac 26? Nu știu dacă am un timp. 26. Nu merg! Acum 27! 27! Trebuie să dea cumva 27! Da, nu dă! Gata! Pică varianta! Asta pică! Pică! Fii atent! Foarte tare! Cred că suntem într-un moment foarte tare! Acum, hai să... Ai încercat cu 11, cu 12, 13 a mers? Mergem aici și creștem acum! Cu 11 a mers? Ai făcut cu 11, 44 ai spus! Cu 11 a mers? N-a mers! Nu? Nici cu 12 n-a mers! Camere! Atunci mergem cu... De la 13! 17?
Dar de ce ai zis 17 dată? 16. 16! Băi, dacă merge asta, ce-i cel mai fericit? Dar de ce zic la 16, mă? De ce mai luați 14, 15? Hai să luăm 16. Nu. Hai să mergem, bine, mergem. Pentru că nici cu ce-i vreau să nu mergem. Știi tu sigur? Da. Și de ce 14 ai sărit? Pentru că de 6. Pentru că am mai spus o dată cu 14. Ai spus cu 14 și n-am spus. Dar hai să merg, să nu te dau pe înapoi. Și 16 camere. Cu 4. Cu 4. 4. 4. 4. 16 camere cu 4 paturi. Ia să vedem ce face. Cum era înainte? 40. Da. 6 ori 10. 40 și cu 6 ori 4. 6 4. Facem socoteala asta așa. Să vadă toți prietenii noștri. Cum gândești tu? Că gândești foarte bine. 16 ori 4 este egal cu 4. Pot să spun 4 ori 16. Da. Și 16 scriu ca 10 plus 6. Și egal de desubt cu 40, 40, plus 4 ori 6, 4 ori 6, hai că... El despar pe 2, pe 4, nu, dar știu, 2 și 2. Nu, dar 4 ori 6? Ar trebui să știi, dar dacă nu știi, de e scurtă. 4. 2 și 4. Da. Și atunci 4 ori 2. 4 ori 2. Stai să mă... 26. 4 ori 2? Stai, nu înțeleg ce faci tu. 4 ori 2. Adică 2 ori 4. 4 plus 4. Da. Cât faci? Și 4 ori 4, că ți-a rămas la 6, le-ai rupt în 2. 4 ori 4? 4 ori 4? Hai. 18. Nu. Te gândești așa. 16. 16. Că 4 ori 4 2 înainte ai făcut 8. Și acum vine încă 8. 8 și 8, 16. Și cu 8 ăsta? Care ne-a dat de la 4 ori 2? 4. Cât? 24. Deci 6 ori 4? 6 ori 4, 24. Noi învățăm în perioada asta. Fiecare pleș de asta trebuie să facem legăturile până ajunge la mecanism. Asta le spun și învățătorilor și părinților. Să nu presați copilul continuu. Să fie automat acolo. Că până să ajungi la automatismul acela, că 6 ori 4 fac 24, trebuie să zicem 6 ori 4, ca el să vadă și varianta 6 plus 6 plus 6 plus 6. Care odată 6 ori 2 e 12, 6 ori 2 e 12, deci și 6 ori 4 și 4 ori 6. A tot timpul legați așa, dragilor, cum încercăm acum aici, faceți din asta o, cum să spun, o chestie foarte importantă. Tabla mulțirii până când vine acolo să fac legăturile acelea, stereotipurile dinamice, să așează acolo și totul merge perfect, trebuie să fie muncit și trebuie să ne ancorăm pe cele care le știm deja. Da. Da. Bun. Și mai ales, el trebuie să facă acele legături încât să nu dea greșit răspunsul. Da? Și acum, când am zis noi, sus 40 plus 24 și fac 64 camere. 4. 4, da, 4. Deci, la 16 camere am consumat, am distribuit 64 4. Și trebuie să ne dăm ceva cu 36. Ah, merge! Ah! Câte? 30. Și încă? Și... Încă două camere. Deci 12 camere. Când dați seama cum facem? 12 camere cu 3 paturi. Foarte tare, foarte tare. Care îmi dă cât aici 36. Și totalul face 100, da? Aici nu, e și 36, 64. Dăm profesora mea explicație mai... Deci o altă soluție, soluția 1, soluția 2, soluția 3. Vreau să punctez, ai fost atât de inspirat că de la 10 camere cu 4 merge 13, ai mărit cu 3, 10, 13 și la 13 ai pus încă 3 și te-ai dus direct la 16. Acum, fiindcă s-a întâmplat de evitat
pe 14 și pe 15, nu merge. Deci, dacă e mai mare cu 4, scădem 4, să vedem cât e. Dacă e mai mare cu 3, scădem 3. Așa, așa ar fi, dar nu uite că noi avem acolo mai mult de scăzut. Cert este că analiza care am făcut-o aici, de la 10 cu 11, cu 12, cu 13, cu 11 și cu 12 n-am mers, 13 merge. Păi înseamnă că 3 creștem. Așa, 3 creștem. Hai să ne ducem acum la 16, la cât să ne ducem? La 19. Perfect. O altă soluție încercăm. Să fie 19 camere cu 4 paturi. Cât va da? 79. Ia să mai e... 79. Mai să nu mai e repede chiar și eu greșesc. Hai să facem noi deoparte. 19 ori 4. 19 ori 4 este egal cu 4 ori 19. Poți să deschid locurile, nu? Și egal cu 4 ori 10 plus 9. Și care îmi dă aici 4 ori 10, 40. Va da? Și 4 ori 9, 36. Cât? 76 paturi. 76 paturi. 76 paturi. Și acum ne lasă doar 24. Și mai și avea acum 24. 24 cu cât se le acoperă? 24 camere. Paturi. Ia să vedem câte. În câte camere pun de 24. Dar n-avem voie să mergem mai mic. Mai mic de cât? Nu, mai mic de 10. Mai mic de 10, nu se poate aici, sunt obligat să pun câte aici? Sunt obligat să pun doar 6. Deci 6 camere, 6 camere cu, nu 6, cu 3, cu 3, cu 3. Câte mă, cine ori? 6. 18. Da. Nu 6, nu 6, nu 6. E 9. 9, 9 ori 3? 9 ori 3? 27. Nu, 8. 8 camere cu 3. Și atunci am scăzut. Asta, iată, roșu. S-a prins becul roșu, spune, n-avem voie că noi trebuia să fim cel puțin 10. 10. Cel puțin 10. Așadar, nu mai continuăm să scădem, că aici se oprim. Foarte tare. 17. Foarte tare problema. Foarte frumoasă. Dragilor, este extraordinar. Problema este deosebit frumoasă pentru că are mai multe soluții. Avem 3. Una, două, trei soluții. Trei variante. N-a făcut niciodată o problemă de așa asta. Nu? E prima dată că facem o problemă în care, ca soluție, găsim mai multe variante. Copiii care au găsit doar varianta asta, 20 și 10, perdeau din punctaj două treimi. Adică dacă aș fi dat nota 9, vedeam 3 puncte pentru soluția asta, 3 pentru așa, 3 pentru asta. Și te trezeai că luam numai 3. Și tu ai luat 3 și ai spus, cum? Am făcut perfect! Sunt nebunit! Trebuie să fac scandal, să fac contestații, să facă... Ăștia nu înțeleg măcar atât! Că 20 ori 3 fac 60, 10 ori 4 fac 40. Da, ai făcut doar o variantă și ai pierdut două soluții. De aceea ai primit numai nota 3. Da? Nu ai primit nota 3. Dacă o dădeai și pe asta, îți dădea 6. Cum? Am dat două soluții și nu mi-au făcut. Ce nu mi-au dat? Mi-au dat mai 6. Două am dat eu. Și probează și ești foarte rău și ești în stare să te duci să te iei cu profesorul de gât, cum să zicem așa, în glumele vorbind. Și de fapt e mai 6 pe drept. Că tu n-ai prins-o și pe a treia soluție. Copiii care au analizat toate acestea abia iau nota nouă. Foarte frumoasă problema. Deci de-